Poate cele mai importante scrieri care au adus în aport omenirii sunt cele religioase, indiferent că vorbim despre creștinism, budism sau iudaism. Întâi și întâi să nu uităm dintre cărțile care au marcat omenirea, sigur, avem Biblia, Coranul, Talmudul, deci sunt cărți de căpătii și să ne aplecăm un pic asupra operelor lui Dante Alighieri, a lui William Shakespeare, a lui Dostoevski și haideți să fim un pic și patrioți, să ne aplecăm cu atenție, cu mare atenție asupra operei lui Eminescu. O altă carte extrem de importantă, dar și controversată, este Istoria speciilor de Charles Darwin, care a revoluționat modul de gândire a oamenilor de pretutindeni. Acesta a pornit de la ideea centrală că de-a lungul timpului, cu ajutorul procesului de selecție naturală, speciile de plante și animale evoluează în mod continuu. Mai mult decât atât, Darwin a susținut în cartea sa că omenirea nu a fost creată de o entitate divină, ea evoluând dintr-o specie de primate. O altă carte de referință este considerată și Suma Teologica, care în prezent este principalul obiect de studiu din cadrul seminariilor greco-catolice, iar autorul său, Sfântul Thomas de Aquino, este considerat doctor al bisericii, titlul rezervat doar pentru 33 de oameni de geniu din istoria catolicismului. Drepturile omului de Thomas Paine a provocat la momentul publicării o furie națională în Anglia, întrucât era considerată un afront la adresa monarhiei britanice. Ulterior, scriitorul a reușit să influențeze democrația americană prin scrieri și ideile sale. Conform lui Paine, singurul scop al guvernului este acela de a proteja drepturile înnăscute ale oricărei ființe umane. Așadar, toate formele de conducere de pe urma cărora nu beneficiază direct cetățeanul sunt inutile și, prin urmare, ilegale, fiind incluse aici monarhiile, clasele nobiliare și regimurile militare.